Salut! A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut. Ultimul meu video-eseu pe capitalism a fost acum ceva vreme și promiteam că am să revin mai repede, doar că subiectul de azi este unul ce mi-a ocupat foarte mult timp. E un subiect foarte complicat și interesant în același timp. E un subiect căruia i-am dedicat o licență întreagă, așa că astăzi, în acest video, pentru că n-am răspuns la întrebările și curiozitățile mele în licență, astăzi, în acest video, o să vorbesc despre chici. Probabil că apropiații mei se gândesc, oh nu, iar vorbește Pati despre chici. Este un subiect care mi-a ocupat foarte mult timp, așa că astăzi, dacă rămâneți pe aproape și v-am captat atenția, o să aflați mai multe lucruri, precum ce este chiciul, context, valori, judecăți de valoare, adică arta înaltă versus arta de prost gust, chem sau chici, stereotipuri, mituri și clasism, elite versus mase, zeul chiciului. Concluzii. Acest canal veți întâlni foarte multă critică sociologică și foarte multe idei feministe. Eu sunt Patty Murg și o să vă fiu gazdă în acest video în care încerc să fac anumite subiecte cât mai accesibile pentru voi ca să le consumați și să le înțelegeți cât de bine se poate. Abordarea mea în acest video este de tip sociologic, adică mă uit la partea socială și politică. Mă interesează foarte mult cum se construiește chiciul, care este estetica sa, așa că o mare parte o să petrec pe partea vizuală și mai degrabă arta, pictura, sculptura și așa mai departe, iar muzica poate pe la final o să întâmpin puțin, dar mai degrabă pe partea aceasta vizuală și estetică o să rămân, unde încerc să mă uit la partea socială și politică, cum se construiește și fiind un subiect atât de vast, am să incorporez mai multe teorii, mai multe abordări, pentru că aproape toată lumea are o idee cam ce este chiciul și ce nu este, dar nu știm niciodată cum un obiect devine chici. Așa că curiozitățile mele o să vi le împărtășesc în acest video. Oare ce nu la nepoții ăștia? Sper să fie Sandra Brown. Oh, salut! Ai ajuns! Eu sunt mătușa ta, Cringe. Ți-ai băut azi cafeluța? Nu? Ok, până vin restul invitațiilor, avem exact câteva minute la dispoziție, așa că hai cu mine în bucătărie, eu fumez o țigară și tu bagi o cafeluță. Dă follow astăzi și de mâine ai conținut de stânga feminin și intersecțional livrat for free. Da, ai auzit bine, este gratis. Ca să beneficiezi, trebuie doar să dai subscribe, să dai video-ul acesta mai departe la prietenii tăi pe Discord. Trimite-l vecinului pe Telegram, trimite-i partenerului asta pe Signal sau WhatsApp și arată-ți sprijinul printr-un comentariu drăguț lăsat mai jos. Care asta? Da, mi-a dat tot ceva nepot. Nu-i preferatul meu, dar am zis că dacă tot vin oamenii de Crăciun, sunt port. A, uite, uite că vine! Ha, bună! Campania valabilă din decembrie până în decembrie. Detalii pe Patreon. În decursul timpului există foarte multe definiții a culturii și a artei. Ceva care era artă cândva, mai apoi se schimbă, pentru că odată cu trecerea timpului, standardele culturii și artei se schimbă și ele. Și în acest sens, și chiciul este afectat de această trecere a timpului și a standardelor care se schimbă odată periodic la ceva timp, care se schimbă în funcție de felul în care societatea se schimbă și ea. Cei mai mulți autori care scriu despre chici spun că este un fenomen relativ modern, cel puțin în cultura vestică. Iar motivul pentru care o fac este că apariția chiciului corespunde cu evenimente precum emergența unei clase de mijloc, procesul de urbanizare, masele foarte mari de oameni care plecau din rural și mergeau în urban, gradul de alfabetizare al țăranilor care începe să crească, declinul aristocrației și dezintegrarea artei folk, timpul de relaxare care începea să crească, adică oamenii începeau să aibă mai mult timp liber, producția în masă și procesul de tehnologizare. Astea sunt doar câteva momente care ajută cumva sau care corespund foarte tare cu felul în care chiciul începe să ia naștere. Astea sunt doar câteva precondiții pentru a face posibilă apariția chiciului. Inițial, scopul chiciului era acela de a substitui o nevoie, de a fi un pansament pentru o rană,
și de a face ca turiștii care vin să cumpere niște suveniruri, niște obiecte pe care le pot lua acasă. Alți autori care sunt mai preocupați de latura aceasta artistică și istorică a fenomenului kitschului spun că este o consecință directă a curentului romantism. Precum Herman, care spune că fiecare formă de kitsch posedă în structura sa elemente sau ceva distinții din romantism. De ce tocmai romantismul? Pentru că regăsim foarte multe elemente în care sunt incorporate, de exemplu, patos, emoții foarte puternice, în care există o idealizare și o romantizare a trecutului, în care sentimentul începe să se transpună în ceva estetic. Estetica frumosului, a naturii, care devine o temă foarte importantă în picturi, toate aceste elemente fiind acum asociate direct cu fenomenul kitschului. Confuzia pentru care kitschul nu se știe dacă este sau nu asociat modernității este pentru că până în secolul XIX nu apare niciunde menționat acest element, acest cuvânt. Din secolul XIX începe să fie foarte prezent și foarte puternic în vocabular. Începe să existe ca formă și începe să acapareze. Cu siguranță, în trecutul îndepărtat au existat diferite forme în care kitschul a fost folosit, în care anumite nuanțe sau anumite forme ale kitschului au avut loc. Dar abia în secolul XIX el începe să prindă formă și să fie atât de preeminent. Ceea ce mă face să mă întreb, dacă oamenii făceau o chestie pe care noi o consideram kitsch, deși ei nu erau neapărat conștienți de acest termen, mai este kitsch ce au făcut sau nu? Cel puțin înainte de romantism. Ce e însă foarte interesant este că până în secolul XIX nu exista noțiunea de bad taste, de artă de prost gust. Și abia din momentul acela devine foarte divizată și arta nu mai este artă. Ok, dar până la urmă ce s-a întâmplat? Greenberg poziționează kitschul în opoziție cu avantgarda, pentru că îl vede ca fiind yang-ul ing-ului, un fel de arch-nemesis al avantgardei. Pentru că avantgarda era văzută ca arta cu implicații sociale și politice. Ceea ce înseamnă că avantgarda devine prin definiție ceva bun în comparație cu kitschul și care duce și la un sistem în care se păstrează această dihotomie în care avantgarda este lăudată, iar kitschul este altceva, este ceva rău. Avantgarda devine validată prin simplu fapt că definiția multor oameni este că atunci când te uiți la avantgardă, este artă intrinsecă. Este arta care nu necesită o explicație. Kitschul, pe de altă parte, devine arta și literatura comercială, ceea ce ajunge să fie consumată la scală foarte largă. Ce au comun însă kitschul cu avantgarda este că pornesc cam în același timp din Revoluția Industrială, cam în același timp, care putea să domolească setea creată de anumite nevoi de a consuma cultură înaltă, doar că cultura înaltă nu era accesibilă pentru restul maselor. În afară de cei care ajungeau la cultura înaltă, adică oamenii bogați, restul, muncitorii veneau obosiți din fabrici și atunci nu aveau timp neapărat să stea să caute următoarea operă care o să cânte sau alte spectacole sau o cultură înaltă de genul acesta. Și atunci, pentru a astupa această nevoie și această conștiință de clasă care începea să crească, începe să fie foarte accesibil arta kitsch. Kitschul poate fi regăsit pentru primele dăți odată cu apariția unui curent artistic cum este manierismul european, care apare pentru prima oară undeva prin 1520 în Roma, iar de acolo, din Italia, începe să se răspândească și să ajungă chiar în academiile franceze. Procesul artistic presupunea extracția comportamentelor naturale și a aparențelor naturale, de asemenea fanteziilor bizare, complexitate și inovație, iar stilul începe să răspândească foarte repede. La începutul secolului XVI povestește Tetman că stilul manierismului începe să prindă contur și să se răspândească în mai multe locuri, de unde ajunge și în academiile franceze și care încep să schițeze primele expresii de kitsch. Academiile apar în special în momentul în care sistemul merge spre o direcție capitalistă, iar în perioada rococo, adică cea franceză, influențele manierismului încep să continue. Între finalul secolului XVIII, începutul de secolul XIX, apare ceea ce noi astăzi cunoaștem drept obiecte kitsch. Și în special pentru că încep să fie făcute primele stadii de obiecte de artă la nivel de masă, încep să fie produse în masă,
cel puțin odată cu apariția capitalismului. Arta începe să fie produsă la nivel de masă și așa apar suvenirurile până la urmă. Încep să apară reproduceri ale artei din Versailles, adică ale artei și ale obiectelor decorative din Versailles, iar obiectele care vin de acolo și sunt reproduse și revândute devin pentru prima oară ceea ce noi cunoaștem kitsch, adică devine kitschul pur. Are loc o schimbare de la un fenomen estetic general, cu o tendință de artă înaltă și cu niște influențe feudale, la obiectele kitsch produse în masă, care corespund cu începuturile capitalismului. Gertz face o conexiune între estetica kitschului și turismul. El spune că spiritul de turist până la urmă reprezintă un fel de obiectificare a fericirii umane, iar nuanțele de clasă pot fi regăsite în astfel de obiecte, pentru că există pentru prima oară posibilitatea să călătorești în mai multe locuri, să călătorești în alte clase sociale, sau pur și simplu să-ți iei un obiect care seamănă cu ceva din Versailles și să-l duci acasă. Și deși nu trăiești într-un stil abundent sau așa mai departe, posibilitatea de a avea un trai mai bun devine posibil prin aceste obiecte. Turismul transcende clasa. Etimologia cuvântului kitsch nu este neapărat cunoscută, adică nu se știe momentul exact când apare cuvântul în dicționar, însă este pentru prima oară folosit undeva prin 1860-70 în München, când se făceau, când anumiți dealeri de artă propagau tablouri false sau anumite obiecte. Și pentru prima oară este folosit termenul ca să arate o artă inferioară, o artă de mâna a doua, o artă ieftină, populară și accesibilă până la urmă. Nu există echivalent a cuvântului kitsch în alte limbi, dar există diferite alternative care încearcă oarecum să apropie de nuanța kitschului, însă niciodată nu captează esența proprie. De exemplu, în francez există camelot, care înseamnă artă de mâna a doua, sau schmalz în germană, care înseamnă artă sentimentală, încărcătură emoțională, sau există o altă posibilitate de felul în care verbul kitchen înseamnă, se apropie foarte tare de kitsch și verbul în sine înseamnă tot așa din germană să ducă gunoiul pe stradă, să lase mobilă și să ia mobilă. Să lase mobila veche sau să ia mobila de pe stradă și să o reînnoiască, să o refolosească. Mai există și o altă posibilă nuanță a kitschului, este dată de unii teoreticieni care zic că vine din cuvântul sketch, care înseamnă cumva un produs nefinalizat. Gilbert ne spune că arta care se proclamă de proastă calitate, de fapt, necesită un efort sporit de a o crea și o face să pară de proastă calitate. De cele mai multe ori, obiectele cumpărate originale sau la mâna a doua, sau de calitate bună, sau de calitate ieftină, indiferent de felul în care ele sunt, până la urmă, în spatele produselor se află munca lucrătorilor și lucrătoarelor care muncesc și care sunt exploatați pe bani puțini și stau ore întregi pentru a produce aceste obiecte pe care noi mai apoi le luăm sau le avem în casă. Indiferent ce alegem să credem ca fiind definiția clară a kitschului sau teoria exactă în care ne dă cumva o idee când apare kitschul sau așa, indiferent ce alegem să credem, dacă ne gândim că kitschul înseamnă calitate ieftină sau un produs ieftin, oarecum se confirmă prin faptul că dealerii din Wuhan propagau aceste tablouri și falsuri pentru a le vinde la un preț mult mai scăzut decât tablourile originale din muzee. Deși etimologia este oarecum confuză, adică nu știm exact momentul, sensul pare că se cam păstrează, indiferent de noțiuni sau de definiții. Monica Kelman definește kitschul ca fiind o artă iluzorie, o artă chimerică, o artă care pare că te minte, care te joacă pe degete. Dar falsitatea aici nu se referă neapărat la modul în care este produs un obiect, ci mai degrabă la felul în care este fabricată o emoție, este creată o emoție cumva artificial, adică un obiect este creat special ca să te facă să simți ceva anume, o emoție. Până la urmă, un mod de a crea frumosul în viață.
diviziunea muncii în producția artistică se întâmpla de obicei în biserici și mănăstiri. În Franța era puternic guvernată sau controlată de biserici, mănăstiri. Însă lucrul ăsta încetează momentul în care, în secolul XII, oamenii încep să aibă puțin mai mult acces, mai mult control asupra ceea ce ei crăftuiesc. Adică încep să își creeze școli sau se duc la maestri care îi învață meserie, cum să facă anumite obiecte și așa mai departe. Ceea ce înainte era cumva controlat de biserică și așa mai departe, acum începe să fie puțin mai multă libertate sau mai mult acces în ceea ce se creează pe piața artistică. Și astfel se creează aceste școli, acești învățăcei care încep să vină și să predea până la urmă cunoștințele mai departe, la următoarea generație. Autoritatea și controlul bisericii și a mănăstirilor încep să decadă în momentul în care școlile de specialitate încep să apară, care cumva propulsează arta într-o lume seculară. Cu cât biserica și mănăstirea își pierd din control și autoritate, cu atât artiștii devin mai liberi în ceea ce creează, cu atât au mai multă libertate, iar ei creează de obicei sub tutela unor instituții. Aceste instituții educaționale ale noului stat ce se formează. Separarea sferelor, cea intelectuală de cea artistică, duce și la o centralizare în stat a esteticii. Procesul artistic acum începe să se desfășoare doar în anumiți parametri în care îi permite statul, în care îi permite educația și așa mai departe. Faptul că acest proces devine foarte accesibil muncitorimii, adică muncitorilor să își facă ei propria artă, burghezia schimbă un pic discul, un pic schimbă nota și încep să-și creeze un alt stil și așa ajungem la un aparat de stat care controlează estetica, un fel de aesthetic state apparatus, adică statul acum decide ce este estetic și cum este interpretat. Adică instituțiile noi de artă au capacitatea de a traduce noi sentimente. Și acum instituții precum școala care oferă educație sau biserica sau oferă educație strict pentru a servi principiile și interesele statului. În decursul acestei perioade, munca era cea mai mare activitate socială, care se schimbă și ea odată cu dinamica relațiilor. Acest proces de schimbare a sistemului și trecerea lui spre un capitalism duce și la anumite sentimente care se formează, adică sentimente de alienare sau inadecvare socială. Kitschul a părut că a funcționat în acest context strict pentru un fel de refulare sau un fel de a detenționa. Kitschul pare că este pus în momentul acela tocmai pentru a face lumea să uite de propria alienare, iar elitele să continue să controleze ce controlează ei de obicei. Kitschul deci devine ca un fel de forță reacționară a clasei. Bourdieu urmărește felul în care calitatea sau ceea ce este kitschul devine până la urmă ceva diferit pentru diferite pături sociale, adică pentru clasa muncitoare kitschul însemna și arăta cumva, iar pentru clasa burgheză kitschul arăta și funcționa altfel. Pentru că, în special, modernitatea e asociată kitschului sau kitschul e asociat modernității, e important de luat în seamă felul în care modernitatea este rasializată, adică standardele artei sunt influențate de societate. Și dacă societatea este colonială, imperialistă sau are diferite idealuri, probabil că și arta o să dețină aceste bariere. Modernitatea se formează și se construiește până la urmă în jurul colonialismului. Deci până la urmă ideea că arta transcende dincolo de etnie, de clasă sau așa mai departe, de sexualitate, nu neapărat se confirmă pentru că arta înaltă, de exemplu opera, este consumată în special doar de cei care au acces la operă și cei care au acces sunt de obicei bogații. Și pentru că ziceam că modernitatea e rasializată, exemplu, în mișcarea de avantgardă vedem foarte puțin artiști și artiste de culoare. Și nu neapărat pentru că nu există, ci pentru că de foarte multe ori accesul lor e restricționat sau se lovesc de bariere care până la urmă țin de clasă, de etnie. Anumite obiecte, cum ar fi, de exemplu, solnițe care doar întruchipează niște stereotipuri rasiale sau etnice, prinde eticheta de kitsch,
de cele mai multe ori, pentru că este și un fel de mușamalizare a intenției autorului sau artistului. De foarte multe ori, artiștii albi se folosesc de eticheta de kitsch pentru a scăpa de o responsabilitate în momentul în care creează o artă cu anumite note problematice. Și asta se întâmplă mai ales pentru că kitschul este definit ca fiind opusul artei și dacă opusul artei este a face obiecte nașpa, atunci e clar că solnițele sau anumite obiecte care au o încărcătură devin etichetate ca fiind kitsch. Dar cu toate astea, eticheta este pusă doar pentru a scăpa de o responsabilitate pe care artistul o are și pe care nu și-o asumă. Este arta care pur și simplu face privitorul să vadă ceva fără să chestioneze mai departe. Tocmai de aceea foarte mulți artiști, foarte multe artiste afroamericane au o relație foarte complicată cu kitschul, nu pentru că kitschul este nasol sau așa mai departe, ci pentru felul în care artiștii s-au folosit de kitsch ca să creeze artă sau de eticheta kitsch ca să scape de anumite încărcături. Și să nu uităm că arta, până la urmă, arta în societate reprezintă un discurs dominant. Iar dacă societatea este rasistă sau este nașpa, probabil că și arta sau cultura va reflecta aceste valori. Relaxați-vă și savurați o imagine atât de clară, de limpede, de reală. Ce face kitschul este un proces de a prelua arta de înaltă calitate, de a transpune artă care de obicei o găsim în instituții de genul muzee sau hub-uri culturale, artistice, de a le prelua și de a le reproduce într-o manieră mult mai accesibilă pentru mase, de a face arta, până la urmă, accesibilă și altor oameni. De exemplu, de a lua un tablou cu Mona Lisa și de a îl reproduce într-o manieră mult mai ieftină și mult mai accesibilă pentru mase. Unii experți spun că această reproducere face ca arta inițială sau tabloul inițial cu Mona Lisa să își piardă din valoare. Eu nu sunt neapărat de acord, dar cine sunt eu să judec? Este un proces de a lua, de exemplu, un tablou cu Mona Lisa și de a-l reproduce și de a-l face accesibil pentru oameni care de obicei nu pot să ajungă sau nu au acces la instituții de cultură, cum ar fi muzee, hub-uri culturale sau artistice și așa mai departe. Menționam anterior de Geertz, care face acea conexiune între turism și kitsch. El spune că există o întreagă industrie a turismului în care kitschul până la urmă reprezintă familiarul, în care cunoscutul sau familiarul devine închegat într-un obiect. Ceva care este ușor de recunoscut, stereotipurile, de exemplu, sunt cunoscute sau alte experiențe universale. Pentru că tot el spune că turistul, de fapt, știe ce alege, știe ce vede și tocmai de ce a cumpărat acel obiect. Un breloc cu Constanța, un breloc cu amintiri din Mamaia. Noile clase urbane sau, de fapt, noile grupuri urbane, noile clase sociale sunt proletari care migrează de la spațiul rural și ajung în urban pentru a munci, pentru a merge la muncă fără să mai fie nevoiți să facă naveta. De ce era interesant să zic asta? Pentru că această nouă demografie, această nouă grupare care se formează este grupul social care cumva se detașează de tradițiile sau de obiectele folclorice pentru a se adapta noului mediu în care trăiesc, ceea ce înseamnă că va apărea o nouă nevoie de consum. Kitschul. Dar industria culturală acum începe să joace un rol foarte interesant pentru că industria în sine avea un cel al liberalismului de a produce artă cu anumite valori progresiste, de obicei. Industria culturală, ca orice altă industrie, până la urmă devine un loc în care arta se comodifică, arta devine un obiect, devine o marfă care poate fi vândută, se creează întreguri circuite prin care mărfurile circulă și în care, de obicei, antreprenorii pot să supraviețească astfel de cercuri.
Și de ce am menționat asta? Pentru că industria culturală capătă un nou rol, un rol de divertisment, în care lumea va fi atentă ce anume este artă, ce anume este bine de consumat, ce ar trebui evitat. Adică devine un catalizator pentru arta bună versus arta de proastă calitate, arta rea, de prost gust. Adică va avea un fel de autoritate în care se dicteze, de exemplu, ce este amuzant, ce este bun, ce nu este rău, ce este rău, ce este de consumat și ce este de evitat în artă. Și bineînțeles că și această industrie este influențată de ideologie, adică nu este ceva pur obiectiv care există niște criterii. Și bineînțeles că ideologia își face simțită aparența prin diferite crăpături. Efectul industriei culturale este acela de anti-enlightenment, adică ceea ce odată a creat pentru mase, acum a început să le divizeze. Revenind totuși la gusturi, Bourdieu ne spune că se creează o clasificare a gusturilor, duce și la clasificarea celui care clasifică aceste gusturi, ceea ce înseamnă că se creează o nouă ordine socială. Cineva care, de exemplu, provine dintr-o clasă proletară muncitoare, cumva dorește să se afișeze cu grupuri sau artiști sau să capete capital cultural care este cunoștințe culturale sau să capete ceva care îi lipsește din clasa din care a provenit. Cel puțin în momentul în care cineva consumă artă înaltă, artă considerată înaltă, cumva involuntar devine parte din acel grup care consumă. Cel puțin pentru o oră sau jumătate de oră cât durează un spectacol sau un bilet la operă sau la balet. Pentru o secundă, studentul sau proletarul este parte din elită. Unii artiști se folosesc de kitsch pentru a protesta, de exemplu, valorile pe care societatea le impune asupra culturii sau a artei. Pepon Osarion, care este un imigrant din America Latină și care trăiește în Statele Unite ale Americii, iar arta pe care el o produce, în care prin mobila pe care el o creează sau o pune în scenă, relevă obiceiurile din viața de zi cu zi a unei persoane, arată cum există aceste bias-uri culturale despre care tip de estetică devine cea bună, estetica valoroasă și estetica de prost gust. Despre cum o anumită estetică devine mai valoroasă în detrimentul celelalte, fără să țină cont neapărat de background-ul cultural din care provine arta. Cel puțin ăsta este protestul lui sau comentariul lui. Cu siguranță, ceea ce până acum a fost băgat sub umbrela kitsch a fost bazat pe criterii legate de estetică, gen, cultură, clasă, economie, etnie și politică. Toate acestea fiind incluse în studiul culturii vizuale și materiale. Pe lângă faptul că ia foarte multe forme, foarte multe culori, kitsch-ul devine un concept care te ajută cumva să transcenzi puțin mai departe de clasa ta. Deși nu poate produce o cultură la nivel de clasă, kitsch-ul atrage foarte multă atenție prin faptul că lumea îl asociază ca fiind ceva negativ. Iar prin această atenție, într-o oarecare măsură, face să ne gândim până la urmă ce este arta, să vedem care obiecte de fapt își merită eticheta de artă înaltă, care, cum se creează arta până la urmă, pune lupa pe anumite probleme din mediul și spațiul artistic, ceea ce la alte curente artistice, de exemplu, nu neapărat se întâmplă sau nu cu atâta ardoare. Mai ales dintr-o nuanță de fetișismul Murphy, nu este capabil de autoreflecție, de a fi critic la propria sa artă în care este produs. Mai întâi prin faptul că obiectele pe care le creează duc la tot felul de distincții, adică obiectele devin distincte, iar apoi după ce devin distincte și interesante de văzut, de a capta atenția, cumva blurează linia dintre artă înaltă și artă de prost gust. La momentul în care ia naștere kitsch-ul, el devine sinonim cu nașterea clasei de mijloc, dar pe parcurs se transformă și își creează propria distincții în care nu mai poți să îl atribui doar unei anumite clase. Secolul XIX devine definitoriu pentru apariția campului, în special pentru că
corespunde cu apariția romanelor gotice, cu a caricaturilor și cu a ruinelor artificiale. Era o încercare a oamenilor de atunci de a imita natura și de a crea ceva artificial, cum menționam de exemplu anterior despre Versailles. Desigur, există de mai multă vreme decât datează campul. Exemplu regăsim la artiști precum Rosso, Caravaggio. Are un context politic asumat. A venit cu o mișcare revoluționară în artă, printr-o viziune utopică a unor gusturi și politici organice. Camp este un mod de esteticism, este un fel de a vedea lumea printr-un fenomen estetic. De exemplu, arta camp se apropie foarte tare de arta făcută de drag queens, care este o artă foarte politică. Ce poate fi catalogat ca fiind camp? Păi haine, mobilă, cântece populare, romane, oameni, clădiri. Gusturile se formează foarte asimetric, adică, de exemplu, o persoană poate să fie foarte versată în camp sau să aibă un sens estetic, dar să nu înțeleagă alte tipuri de artă. Camp răspunde la exagerări. Una dintre sensibilitățile campului este tot ceea ce este androgin, de androginitate. Campul se pretează la o frumusețe de a se juca foarte mult cu genul, de a îndoi așteptările de gen. Exemplu, bărbații foarte masculini care se prezintă feminin sau femeile foarte feminine care se prezintă masculine. Adică tot ceea ce merge împotriva a ceea ce te aștepți, a normalului. Camp vede totul între ghilimele, adică nu este o femeie, ci este o femeie ceea ce vezi. Nu este o lampă, este o lampă. O extensie care până la urmă arată cumva nevoia de a performa sau dorința de a performa în viață. Este o metaforă pentru viață și pentru a performa. Cele mai pure exemple de camp sunt cele care provin dintr-o naivitate, care sunt neintenționate și serioase. De exemplu, cel care va crea o lampă, nu știu, în formă de șarpe, va lua munca lui foarte în serios. Adică nu o creează cu un scop de a crea amuzament, ci creează pentru că dorește să facă o lampă care consideră el că este foarte frumoasă. Iar obiectele care, de exemplu, capătă eticheta de camp, nu își schimbă componenta, nu își schimbă cumva valoarea, cum, de exemplu, se întâmplă la obiectele care primesc eticheta de kitsch. Când ceva devine mediocru sau prost în termen de camp, de obicei este intenționat și este voit făcut să fie realizat într-un fel mediocru. Când vorbim de camp, ne gândim la spiritul de extravaganță. Adică, de exemplu, să vedem o femeie pe stradă care merge îmbrăcată din 1000 de pene, de păun. Modalitatea de a face campul accesibil este această metodă de a face review la cele mai proaste filme văzute vreodată, top 10 cele mai proaste filme văzute. Până la urmă, campul intră în mainstream prin aceste joculețe, pentru că oamenii ascultă review și apoi se duc la acest film fără așteptări sau pur și simplu intră la un film și nu au așteptări și chiar ies de acolo cu sentimente plăcute sau cu alte păreri fără să fi avut de la început un plan că acest film o să fie grozav. Camp este arta care se ia foarte în serios, este arta care face prea mult și care este foarte serioasă în momentul în care este făcută. Camp are misiunea de a face ceva extraordinar, ceva extravagant, ceva glamour în efort. De aceea foarte multe obiecte care sunt premiate drept fiind camp se încadrează la obiecte demodate, la mobilă, la haine. Odată ce trece timpul, odată cu procesul timpului trecut, se așează un fel de distanțare, o detașare necesară sau un fel de simpatie necesară pentru obiecte. Timpul este cel care poate scoate o pictură din banalitate. Este cel care face ceva mediocru în ceva extraordinar. Dar cu toate astea nu există o rețetă a succesului când vine vorba de camp. Camp este o posibilitate de a juca un rol în care nu există consistență, ci, de exemplu, este o persoană care e dramatică pe tot parcursul piesei. Baletul sau opera sunt două medii în care se creează aceste experiențe foarte prielnice pentru camp, adică putem să regăsim foarte mult camp acolo. Sunt foarte bogate în camp. Când, de exemplu, într-o poveste sau într-o scenă de teatru există o complexitate a personajului, deja din start pierdem puțin din natura camp. Camp este un stil care încearcă să fie antiserios. Motivul pentru care foarte mulți creatori queer adoptă acest stil camp este pentru că, într-un sens estetic, ei își găsesc un fel de pansament pentru alienarea pe care o suferă ei în societate.
în momentul în care sunt discriminați. Cumva simt o integrare în societate, simt o solidaritate prin care nu se mai simt singuri, pentru că până la urmă campul neutralizează orice indignare și dă drumul, dă frâul liber creativității. Experiența camp e bazată pe o descoperire ce constă în faptul că sensibilitatea spre o cultură înaltă nu are un monopol foarte bine definit. Persoana care se deprivează de aceste plăceri și care insistă în a păstra barierele între artă înaltă și artă de prost gust, de fapt își restricționează o plăcere într-un exercițiu continuu de a exersa acest gust de bună calitate. Oamenii care au în comun această sensibilitate sau această deprindere de camp, în momentul în care văd un obiect care poate fi catalogat ca și camp, nu râd neapărat de felul în care obiectul devine camp, ci mai degrabă se bucură de experiență, de experiența împărtășită, de dragostea pentru acel obiect sau pentru acea operă sau film sau show de drag, îl apreciază și se bucură de el. Absența acestei dragoste manifestată față de obiecte sau decoruri sau piese de teatru sau show-uri sau așa mai departe, lipsa acestei dragoste sau iubire sau cum vreți să o numiți, duce la crearea kitschului. În opera sa, Susan Sontag ne spune că omul care încearcă din puterile lui ca să păstreze aceste bariere dintre arta înaltă și arta de prost gust, se va depriva de sine, de o plăcere, și anume aceea de a te bucura de viață, de a te bucura de camp. Campul vegan introduce o regândire a modurilor în care noi vedem lumea și ne face să regândim viața fără violența pe care o întâmpinăm în societate, în special față de animale. Vegan camp e, de exemplu, o extensie la queer camp, care recunoaște masculinitatea hetero ca fiind adânc legat de consumul excesiv de carne pentru a dovedi masculinitatea, pentru a vâna. Kitschul, pe de altă parte, este regăsit în obiectele pe care le folosim aproape zilnic. De exemplu, un colac flamingo. Și spun flamingo pentru că, de obicei, pasărea flamingo roz este foarte asociată cu kitschul, adică există și un film în care este dedicat flamingo-ului și kitschului, unde, de exemplu, în Florida, foarte mulți oameni, pentru a face false vecinilor, plasau foarte mulți flamingo de plastic în curtea vecinului. Pentru kitsch, totul este literal, adică nimic nu este o metaforă, ci nu este niciun proces de gândire în spate foarte adânc, ci ceea ce vezi este, până la urmă, ceea ce primești. Un singur lucru este însă știut sau esențial de știut, și anume că kitschul nu se poate recunoaște pe sine. Undeva prin anii 60, kitschul devine asimptomatic cu o elită conservatoare, încercând oarecum să păstreze discursul burgheziei a artei pure ca o perspectivă privilegiată și moralizantă despre cultură și societate, care de altfel poate fi plasat în cârca altor sisteme de a crea efectul estetic. Din start că fenomenul kitsch este deficitar din punct de vedere al valorii. Există teoria relativismului în care kitschul devine ceva orientativ, adică fiecare după gusturi, fiecare are gustul său, care nu se discută. Doar că gusturile se discută, contrar așteptărilor. Și gusturile se formează. Thomas spune că nu este de acord cu teoria relativității, pentru că nu este în ochii privitorului, ci mai degrabă sunt în ochii privitorilor. Adică în momentul în care participă mai mulți oameni, se schimbă foarte, foarte clar viziunea asupra artei. Kitschul, deci, e mai degrabă văzut ca o categorie socio-economică, sociopolitică, socioculturală sau văzut într-un fel antropologic, mai degrabă decât să fie doar un fenomen pur estetic și vizual. De exemplu, dadaismul, la fel ca orice artă din secolul 20, chestiona valorile societății de la vremea aceea, cum este, de exemplu, piesa lui Duchamp, adică acel pisoar care ajunge să fie inițial o piesă de rezistență sau o piesă pentru a ironiza așteptările muzeelor sau a instituțiilor de cultură, iar apoi ceva care pornește inițial ca un protest
împotriva muzeelor sau a valorilor muzeelor, ajunge apoi să fie expus în instituții de cultură. Artiștii buni sunt aceia care ajung să fie expuși în galerii sau în muzee sau alte instituții de artă, să aibă expoziții. Cultura înaltă sau arta de bun gust, arta valoroasă, este cea consumată de elită, iar arta și cultura de prost gust este consumată de noi restul. Ceea ce este de bun gust sau valoros în artă, până la urmă devine foarte valoros în momentul în care cei din elită, cei privilegiați, investesc în tipul acela de artă și îl consumă. Iar ceea ce este valoros estetic devine valoros tocmai în momentul în care este consumat de către elită, în momentul în care devine validat de un grup de oameni mai privilegiați. Critica relativismului cultural, adică fiecare consideră după gusturile sale, fiecare are gusturile sale, nu ia în seamă până la urmă valorile culturale sau așteptările societății, cum arta sau cultura sunt puternic influențate de colonialism, de imperialism, de etnocentrism, ci mai degrabă devine o scuză sau o portiță de ieșire pentru a-și valida privitorul propria opinie, fără să fie chestionat. Adică în momentul în care el consideră ceva și apoi devine validat, acea așteptare va rămâne adânc în sine. Dacă eu consider ca privitor că aceasta este arta și colegul meu de bancă la fel, o să credem că noi avem dreptate. În schimb, kitsch devin lucrurile care sunt ușor de accesat, care sunt ieftine, lucrurile pe care noi le găsim în piață, de exemplu, sau în târguri, în second hand-uri. Dacă ați trecut vreodată prin piața Mărăș, probabil că se apropie definiția kitsch-ului cu acea locație și nu devine în contrast ceva care ajunge să fie agățat pe pereții muzeelor sau a galeriilor de artă. Ceea ce într-un fel ridică o dilemă foarte interesantă pe care am remarcat-o cel puțin în momentul în care îmi făceam licența. Și anume că în momentul în care multe obiecte devin ieftine și accesibile, ele devin chicioase, devin de prost gust, care într-o oarecare măsură arată niște nuanțe de clasism și de felul în care atunci când devine ceva ieftin și accesibil, nu mai este bun. Adică doar elitele se pot bucura de o anumită artă, iar când devine popular, clar nu mai este de bună calitate. Deci, clar vorbim despre niște clasism acolo. De ce unele lucruri accesibile unei palete mai largi de oameni, ceva ieftin devine chicios, iar kitsch-ul devine un concept destul de deschis. Drept urmare, acest video-eseu care îl tratează la infinit. O explicație legată de conotația negativă pe care o capătă obiectele kitsch ar putea să fie felul în care, odată cu trecerea timpului, anumite obiecte își schimbă eticheta, adică ceva care a fost artă înainte devine acum chicios. Și care, într-o oarecare măsură, confirmă faptul că kitsch-ul până la urmă este social și politic și nu neapărat un fenomen deficitar estetic. Rolul unui muzeu este de a conserva arta canonică, dar în același timp să chestioneze valorile artei sau limitele ei, ceea ce devine aproape natural pentru unii artiști să adopte kitsch-ul ca formă de protest. Dar în momentul în care kitsch-ul intră în muzeu sau în orice instituție culturală sau artistică, el nu intră pentru a fi apreciat sau pentru a fi o piesă de rezistență, ci mai degrabă intră ca fiind ceva care să arate un fel de ironie, o subversiune care să reprezinte post-umorul, anti-arta și parodia. A te folosi de kitsch nu este același lucru cu a crea sau a face kitsch-ul. Și desigur aici există o întreagă discuție despre felul în care artiștii se folosesc de kitsch, îl exploatează pentru a avansa în demersul lor artistic, fără să aibă neapărat un real interes în arta kitsch, ci mai degrabă să îl exploateze după bunul plac. Bad taste sau prostul gust apare abia în secolul XIX, în momentul în care arta devine foarte divizată. Până în momentul acela, nu existau atât de clare distincțiile între ceva care este bun și ceva care este rău. Diferența este că arta, în diferite epoci ale timpului, în diferite societăți, a avut roluri diferite. A avut de obicei rolul de a crea un adevăr absolut. Arta a fost puternic influențată de religie și de politică și tocmai aceea avea rolul de a crea un adevăr absolut, adică de a face un adevăr care să fie general, etern și neschimbat. În 1920, termenul kitsch devine aproape internațional folosit.
Comercial vorbind, agenții de publicitate s-au folosit de conceptul de kitsch în momentul în care creau spoturi publicitare sau pentru a face reclame. S-au folosit de kitsch tocmai pentru a își vinde produsele și pentru a crea profit. Și probabil că de aceea multe reclame sau, de exemplu, melodiile pe Atomic le considerăm cumva nostalgice și kitschoase, pentru că ne aduc aminte de patosul, de anumită intensitate. Probabil că de aceea le considerăm kitschoase. Motivul pentru care kitsch rămâne foarte asociat cu categoria estetică este pentru că, pentru foarte mult timp, kitsch a fost folosit pentru a descrie picturi sau tablouri, iar apoi, în timp, au fost folosite și pentru alte obiecte, pentru sculpturi sau așa mai departe. Pentru că se foloseau de clișee sau de anumite expresii care erau general cunoscute de mai multă lume, ceva ce putea să fie recunoscut ușor. Pentru a crea kitsch, ai nevoie de 3 condiții, iar dacă nu respecti una, probabil că nu creezi kitsch. So, prima variantă este ca să creezi kitsch. Trebuie să ai obiecte sau lucruri care sunt încărcate cu emoție, care pot să creeze emoții puternice, afecte. 2. Kitschul trebuie să fie foarte ușor de recunoscut. Și 3. Kitschul nu trebuie să lărgească orizonturile noastre de cunoaștere, adică nu trebuie să ne facă să chestionăm ceva, ci doar să ne capteze atenția. De cele mai multe ori, oamenii care cumpără kitsch nu îl cumpără pentru a râde de kitsch sau pentru că îl consideră de prost gust, ci poate pentru că îl consideră artă sau le place foarte tare un obiect. Cu toate astea, nu toate imitațiile sau toate copiile, toate falsurile făcute după Mona Lisa, de exemplu, sunt kitsch. Ci mai degrabă, în momentul în care se adaugă sau se disrupe de la varianta inițială, de la original, abia atunci apare kitschul. Adorno explică faptul că elita ajunge să fie sensibilizată la felul în care arta se gustă. Adică ajunge să fie expusă la un tip de artă, să o consume și să devină sensibilizați, pentru că au crescut într-un mediu în care le-a fost facil de a recunoaște acest demers al artei. Clasa muncitoare, de exemplu, nu va ajunge să consume artă înaltă pentru că nu are timpul și resursele necesare, ceea ce înseamnă că nu vor beneficia de același sistem de a recunoaște arta, de a deveni sensibil la artă. Nu își vor dezvolta acest sistem de predispoziții. Bourdieu punctează faptul că aceste atitudini nu sunt născute sau nu sunt ceva natural, ci necesită un demers de a fi expuși la un anumit conținut pentru a căpăta un mecanism prin care oamenii se pot familiariza și pot căpăta acest capital cultural, adică aceste cunoștințe. Distinția dintre cei privilegiați și cei mai puțin privilegiați este că oamenii bogați, elitele de obicei, au acest capital cultural, adică un set de calificări și capacitatea de a înțelege limbajul și astfel devin elevii care sunt cei buni, cei care învață, cei care înțeleg, în raport cu cei care nu au cele necesare pentru a înțelege valori culturale sau pentru a înțelege orice altă noțiune de genul. Nevoia socială de relaxare sau de amuzament este exploatată de o societate care creează o industrie culturală și care produce niște nevoi pentru ocuparea timpului liber al indivizilor. Cel puțin așa zice Adorno. Kitschul este văzut ca o stimulare a unor sentimente non-existente. În termen de estetică și de arhitectură, Matei Călinescu observă cum mici burghezi și apoi restul populației încearcă să imite vechea aristocrație și modurile lor de consum. Arta preferată acum nu mai ține de respectarea unor norme date, de niște norme estetice, ci mai degrabă este legată de acordarea unui statut social. Kitschul devine o evadare din cotidian. Pentru Călinescu, kitschul este până la urmă un fenomen care arată faptul că frumosul poate să fie cumpărat. Frumosul devine social și de aici rezultă apariția kitschului, care devine mai apoi ușor de fabricat pe piață. Chiar și atunci când nu este neapărat scump din punct de vedere financiar, kitschul prestează la o anumită bogăție, nu neapărat financiară, ci mai degrabă a sugera o bogăție, o opulență, cum de exemplu sunt imitațiile de aur sau peștele de sticlă. Kitschul, deci, devine arta suficientă, arta utilă. Intervin anumite consecințe în momentul în care în artă
apare tehnologia care schimbă radical felul în care noi cunoaștem arta. Un artist kitsch se va ghida după principiul meritocrației, adică a face artă, a face pe bunul plac, a face artă în așa fel încât să producă râsete care să cumpere, oameni care să vină să cumpere arta. Adorno spune că în lumea modernă, tradiția, se mai întâmplă, de exemplu, ca uneori autorii cunoscuți să recurgă la diferite metode pop pentru a aduna o audiență cât mai numeroasă, pentru a satisface o masă mai largă de public care va veni să consume arta pe care autorul o produce. Tendința de masă, spune Adorno, afectează toate artele. În acest sens, se creează o clasă creativă. Clasa creativă este un termen pe care Florida îl menționează foarte des în lucrările sale. A fost un termen care a fost folosit îndelung pentru artiști, care să creeze o nouă clasă ce începe să apară. Însă, acum, clasa creativă nu sunt doar artiștii. Prinde o arie mai desăvârșită de oameni care se încadrează la clasa creativă, cum ar fi, de exemplu, artiștii, programatorii și designerii. Ceea ce este nou la această clasă ce se creează este felul în care clasa evită să piardă resurse. Cel mai adesea acolo unde există un avans economic, o creștere economică, există și o creștere socioculturală. Însă sunt și cazuri în care orașele depind mai tare de partea culturală și economic nu neapărat sunt alocate resurse. Exemplu cum în Valea Jiului este orașul Petrila, în care au început să vină tot felul de turiști, pentru că filmul Planeta Petrila a creat o senzație în care turiștii au început să vină, au venit, de exemplu, designer sau artiști care au pictat pereții cu diferite mesaje și, într-o oarecare măsură, au creat un ambient cultural foarte prielnic. Dar economic, în continuare, oamenii stagnează, în sensul că foarte mulți au fost dați afară din cauza minelor care au fost închise. Problema este că în cazul acesta nu neapărat se creează o condiție de vai ce frumos este orașul, ci mai degrabă este fetișizată sărăcia prin care locuitorii trăiesc, în care se transformă totul într-un mediu cultural, unde pereții sunt vopsiți cu diferite logo-uri sau lozinci care cumva reprezintă orașul Petrila sau viața muncitorilor sau viața minerilor. Este o zonă în care artiștii vin să-și satisfacă nevoia, să zicem, sau curiozitatea, să citească câte o poezie de pe pereți, să râdă la o caricatură din casa memorială a lui Sârbu, în timp ce locuitorii, cum spuneam, nu beneficiază de anumite avantaje economice. Richard Florida menționează faptul că în clasa creativă se creează un fel de individualism, în sensul că nu există o conștiință de clasă, ci mai degrabă lucrătorii se axează pe self-help, adică să-și creeze un fel de entitate aparte, dincolo de restul colegilor. Ceea ce însă devine problematic este momentul în care artiștii se poziționează anti-artă, anti-politică, în sensul că ei văd asta ca fiind ceva a priori, arta fiind ceva universal, ceva absolut, și în acest fel se detașează de clasa din care ei fac parte. Probabil că ce ar ajuta în Valea Jiului ar fi o poziționare în care să existe mai multe solidaritate și ajutor față de muncitorii și muncitoarele din Valea Jiului, nu doar alocarea unor resurse pentru pictarea pereților. Dar în contraargumentul lui Richard Florida, Angela McRoby spune că acest segment, această clasă creativă, până la urmă este un segment foarte mic, deși este un segment destul de mic de clasă, nevoile lor sunt prioritizate, ceea ce facilitează un nou val de capitalism. Arta înaltă este cumpărată cu prețul excluziunii claselor marginale, claselor muncitoare, claselor, restul claselor față de cele privilegiate, cu prețul excluderii păturilor de jos, a grupurilor sociale, a claselor mai puțin privilegiate. Pe scurt, industria culturală adoptă un discurs omogen de același conținut pentru toți și toate. Dar știm foarte bine că acest discurs este doar apă de ploaie, pentru că până la urmă cei care ajung să se bucure de universalitate sunt tot elita și oamenii privilegiați. A existat mereu un grup minoritar care deține puterea, fiind școliți în ceea ce este cultura, iar celălalt grup fiind o mare majoritate care ajunge să fie exploatată și săracă, implicit devenind cei ignoranți. Cultura formală a aparținut mereu celor din tâi, în vreme ce cealaltă tabără a trebuit să se mulțumească cu forme folk, rudimentare sau kitsch ale culturii. Asta de proastă calitate, până la urmă, nu va putea să vândă niciodată produse, pentru că nimeni nu ar fi cumpărat dacă ceva ar fi fost
prost calitativ. Însă din nou revin la felul în care foarte mulți autori văd emergența kitsch-ului cu apariția clasei de mijloc, pentru că corespund în timp, ajung să fie produse niște obiecte și să fie consumate niște obiecte strict de niște populații, niște grupuri din clasa mijlocie. În momentul în care ceva nu mai corespunde realității sociale, acesta se transformă în kitsch. Distinția între a crea kitsch și a produce kitsch este că a crea înseamnă a introduce noi forme în lume, pe când a produce înseamnă a copia un model care deja există. Muzeele reprezintă o expresie în care arta și cultura devin valoroase. Din 2011, activitatea muzeelor începe să scadă, să se diminueze, mai ales pentru că perioada corespunde cu presiunile din partea guvernelor neoliberale, care fac jocurile austerității. Eu, în licența mea, m-am uitat la Muzeul Kitsch-ului, care este un muzeu relativ deschis recent. Adică din 2017 își începea activitatea în București, în centru vechi, într-un loc foarte turistic, amplasat. Muzeul este ca un fel de colecție privată, mai degrabă nu este un muzeu ca restul alte muzee de stat. Biletul este mult mai scump la intrare, nu există reduceri pentru categorii sociale și există mai multe cămăruțe foarte interesante de văzut. Deși muzeul este privat, el cumva influențează părerea oamenilor despre ceea ce este kitsch. Și dacă în muzeu intră anumite obiecte kitschoase, ele doar confirmă viziunea populară. Și în Muzeul Kitsch-ului sunt niște secțiuni problematice, în sensul că există o categorie dedicată persoanelor rome și a culturii rome, sau cel puțin a unor părți culturale rome, cu porturi sau cu imagini stereotipice care doar duc mai departe rasismul care se întâmplă deja în România. În ciuda numelui, Muzeul Kitsch-ului nu este neapărat făcut dintr-o curiozitate de a explora ce este kitsch în România, ci mai degrabă este făcut într-un fel de a face entertainment. Este o afacere pentru turiști în special, pentru că este amplasată și este foarte promovată, în special pe TripAdvisor, iar publicitatea lor este elementul esențial prin care ei își fac bani, prin care le vin turiști. Și turiștii de obicei sunt cei de middle upper class turiști care vin curioși ca să se amuze, să plătească un bilet și apoi să plece cu o viziune pe care probabil deja o aveau față de România. Problema este că această colecție privată, că nu o pot numi muzeu, până la urmă expune niște obiecte care sunt stereotipice, sunt rasiste, sunt problematice, sunt clasiste, sunt targetate doar spre un anumit sistem și este clar pus acolo pentru a face lumea să fie atentă, pentru a promova cât mai mult și a primi like-uri. E clar că foarte multe sunt puse acolo cu scopul de a crea amuzament. Și, de exemplu, a fost un caz în care ei s-au folosit de o anumită știre în care au pus o icoană pentru o icoană plângătoare care a atras foarte mulți turiști și s-au folosit oarecum de vulnerabilitatea unei femei care a fost dispusă să plătească un bilet ca să intre să vadă icoana. Deci, clar, muzeul nu are neapărat o reală intenție de a educa sau de a explora kitsch-ul, și mai degrabă perpetuează niște mituri, niște clasisme, niște atitudini stereotipice care nu ajută pe nimeni. Și este clar că este servită pentru a acumula profit, a acumula vizitatori. Probabil că dacă ar fi de stat, muzeul ar fi fost o altă discuție, dar faptul că este și privat și cumva concurează cu alte muzee și că atrage atâția turiști, e clar că într-o oarecare măsură afectează discursul dominant sau cumva reproduce niște valori care deja se cred. Și există aceste secțiuni unde este clar că multe obiecte dintr-o anumită epocă sunt acolo prezente sau anumite obiecte din viața de zi cu zi pe care le întâlneam la persoane mai puțin privilegiate sunt regăsite acolo, nu știu, mileuri sau
peștele de pe sticlă, de pe televizor sau diferite obiecte care până la urmă multă lume le-a avut pentru că erau comune și pentru că erau ușor de găsit sau oarecum trebuia să aduni niște bani ca să le ai și cumva lumea le păstra pentru următoarea generație. Iar muzeul până la urmă doar reproduce un discurs rasist-clasist și cred că mai are mult de lucru până a se numi un muzeu și nu neapărat un generator de profit și de exploatare până la urmă. Sper că v-a plăcut acest video care a fost foarte năstrușnic, care a fost cu mai multe componente, cum anume se formează și de ce într-un anumit timp un obiect de artă devine artă și un obiect și mai apoi devine kitsch. Până la urmă, sper că rămâneți cu întrebarea oare ceea ce consider eu este kitsch? Este artă? Ce este kitschul? Dacă nu am răspuns la întrebare, reluați videoul. Mulțumesc că ați fost alături și ne vedem tura următoare. Mulțumesc Patreons, mulțumesc de răbdare, mulțumesc subscribers și followeri și vă țin la curent. Și o să vă țin la curent cu următoarele mele video-eseuri. Eu sunt Patty Murg și astăzi v-am servit video-eseul de sâmbătă. Sper că v-a plăcut și că v-ați pus întrebări. Continuați să fiți curioși, curioase, curioșix.